O carieră militară a fost întotdeauna o provocare pentru oricine. Până nu demult, era acceptată de majoritatea bărbaților. În ultimul timp însă, din ce în ce mai multe fete aleg școlile militare în detrimentul celor civile. La regimentul 53 rachete antiaeriene Trofeum Traiani din Medgidie sunt angajate mai multe femei. Locotenent colonelul Romică Burcuș spune că, de-a lungul timpului, a constatat că acestea s-au adaptat foarte bine condițiilor impuse de sistem, la fel de bine ca bărbații. N-am constatat decât faptul că sunt foarte bine adaptate subunităților, batalionului și fac treaba exact cum trebuie. Acum, de curând, am primit un caporal care, la fel, din punctul meu de vedere, s-a adaptat excelent condițiilor. Roxana Constantin este îndrăgostită de meseria pe care o are. Este sergent și disciplina și ordinea, alături de modelul promovat în familie, i-au ghidat pașii spre o carieră de succes. Dornică să învețe mai mult, tânăra ne-a dezvăluit secretul reușitei în armată. Clasa 8-a, când au venit cei de la centrul militar să ne spunem despre acest sistem și dacă dorim să încercăm și noi la liceu militar, mi-a povestit tatăl meu că în copilărie a vrut și el să meargă, doar că n-a avut posibilitate. Și și-a dat seama în momentul acela că eu îmi doresc într-adevăr și cam în sânge. Ce spun eu, că orice femeie care tinde să aleagă această carieră, trebuie să aibă o tărie de caracter, să fie foarte puternică, ambițioasă în primul rând, și să fie gata, plină de energie, să depună tot efortul posibil, chiar și fizic și psihic, dar să nu ezite, pentru că sunt lucruri frumoase și să nu se sperie că dacă intră în sistemul ăsta nu pot fi acasă cum erau înainte, feminine sau, vai Doamne, să fie autoritare sau în niciun caz. Doar poate chiar le va ajuta să treacă mai ușor peste greutățile zilnice, pentru că în sistemul militar te întărești cât de puternic ai fi, din ce în ce mai puternic ai fi. Locotenentul Alexandra Mihaela Butaru-Leța își dedică fiecare zi armatei. Adrenalina oferită de locul de muncă, susținerea soțului și a colegilor o încarcă cu energie și îi dau puterea să răzbată într-o lume considerată a bărbaților. Cum reușiți? Pentru mine e o problemă, soțul lucrează tot în domeniul militar, ne-am cunoscut când am venit la unitate și încercăm așa, pe cât posibil, să lăsăm la poartă tot ce ține de haina militară, acasă să ne vedem de ale noastre, fiindcă suntem la început și trebuie să întemeiem familia pe o temelie foarte stabilă de acum. Problemele vor veni mai târziu și inevitabil va trebui să ne descurcăm. Consider că nu este așa de greu. E valabil pentru orice meserie să lași la poartă sau la ușa uzinei problemele și acasă să-ți vezi de familie, de prieteni, de părinți. Consider că armata este o instituție care impune respect și îndemn pe toți cei care vor să acceadă către această meserie să-și pună tot efortul și toate puterile în funcțiune, pentru că merită și este o meserie de care ești mândru în fiecare zi. Tinerele iubesc meseria pe care au ales-o și spun că pentru o astfel de carieră este nevoie de multă muncă, disciplină, dar și de dragoste pentru ceea ce faci. Ce anume are nevoie o femeie ca să reușească într-o astfel de carieră? În primul rând, de foarte multă ambiție, de o pregătire fizică mai amănunțită decât într-o meserie civilă și de o rezistență la presiune și activități care necesită un efort deosebit. Poate și ore mai multe lucrate, poate și perioade în aplicații în care nu poți să ajungi acasă la fel de des cât ți-ai dori, aplicații și activități în condiții meteo mai puțin favorabile. Ce oferi, aia primești. Cu cât muncești mai mult, automat îți vor fi apreciate eforturile. Nu are cineva ce să-ți reproșeze că nu ai fost în stare să rezolvi un anumit ordin, să-l execuți sau... Într-adevăr, sunt diferite activități la care îți trebuie mult efort fizic sau la altele care îți trebuie pur și simplu să ai o stare morală foarte bună și un efort psihic.
Prima femeie care a făcut parte din armata română a fost Ecaterina Teodoroiu. La 4 august 1917, aceasta a plecat împreună cu camarazii săi pe front, îmbrăcată în uniforma de sublocotenent și echipată cu armă, raniță, cartușieră, grenade și sacul de pesmeți. Astfel că se poate spune că istoria femeilor în sistemul militar este una cu o vechime însemnată.